cred că este o prea mare problemă când sărbătorim. Important este cum sărbătorim și ce sărbătorim. Am vrea să sărbătorim o Europa care se resimte și la noi acasă, în Republica Moldova. Din păcate, încă nu suntem acolo. Europa trebuie să o aducem, trebuie să o reabilităm în ochii oamenilor. Dar inclusiv și atunci o să sărbătorim mai ușor. Atunci când o să simțim cu adevărat și să înțelegem ce înseamnă Europa, atunci o să fie mai ușor să promovăm această sărbătoare în Republica Moldova. Ori atâta anume timp anume de 9 mai. Și de 9 mai și pentru de că 15 asta, am văzut că mai partenerii de dezvoltare au anunțat că vor organiza niște evenimente pe 15 mai. Nu contează atât de mult ziua și ce contează conținutul. Ori conținutul este cel mai bun. Da, noi nu simțim că trăim în Europa. Asta este cea mai mare problemă și pe asta trebuie să ne axăm. Astăzi nici conținut nu prea avem, pentru că, vă spuneam, există această dualitate, cine marchează ziua victoriei, cine comemorează victimele care au căzut într-un război care e neclar când a început, pentru că văzusem, iată, pe monumentul, pe unul din postamentele la Memorialul Eternitate, anii 41-45, ceea ce este neadevărat, pentru că războiul a început în 39. Să folosești, deci sunt lucruri care trebuie adaptate, aduse deja la situația. Aceste lucruri trebuie, în primul rând, să fie reflectate corect în manualele de istorie și, evident, că trebuie promovate și în emisiuni, dar la noi politicienii s-au obișnuit să folosească aceste situații pentru a obține scoruri politice și de fiecare dată deci vedem nu, că acest lucru se întâmplă. Nu fiecare se fac aceste corectări din istorie pentru ca să nu piardă din alegători, să nu piardă din voturi. Deci suntem martori de fiecare dată când un partid politic sau altul speculează cu un eveniment sau altul, radicalizează societatea, ne divizează, ne situează pe baricade opuse, pentru că așa este mai ușor să adune voturi. Am mai spus asta, Republica Moldova a avut parte de-a lungul timpului de guvernări de dreapta proaste și de guvernări de stânga proaste. Da, acum dacă am privit în viitor și dacă ajungeți într-o funcție de decizie în Republica Moldova sau chiar în funcția de președinte, dumneavoastră veți decreta ziua de 9 mai, ziua Europei? Da, deci nu văd o problemă aici, dar cum spuneam, nu este atât de important cum se numește. Important este ce sărbătorim și cum sărbătorim. Este foarte clar că 9 mai poate fi ziua memoriei, atunci când ne amintim despre un eveniment foarte tragic și trebuie să învățăm niște lecții de aici, mai ales că trăim niște timpuri care nu sunt deloc ușoare.